Bună ziua și bine v-am regăsit! Ascultați Vocea Armatei, postul de radio online al Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale. Suntem live pe pagina noastră de Facebook și ne puteți asculta accesând vocearmatei.presamil.ro. Sunt Gabriela Ivan și vă prezint știrile de la ora 13. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, s-a prezentat astăzi la parchetul general pentru a-și completa declarațiile date în fața procurorilor militari care fac cercetări în legătură cu violențele de la protestul din 10 august 2018 din Piața Victoriei. La intrarea în sediul parchetului, Bădulescu a precizat că nu este vorba despre o modificare a declarației date inițial în acest dosar, ci despre o suplimentare cu noi detalii pe care le cunoaște. Un înalt responsabil militar iranian a avertizat că țara sa ar putea fi nevoită să mărească raza de acțiune a rachetelor sale dacă unele țări, în special europene, încearcă să comploteze pentru a priva Iranul de astfel de arme, relatează France Press, preluată de Rador. Înainte de aceasta, ofițerul a făcut referire la doctrina strategică iraniană care limitează oficial la 2000 de kilometri raza de acțiune a rachetelor dezvoltate de Republica Islamică. Președintele american Donald Trump a refuzat să promită că va face public raportul final al anchetei procurorului special Robert Mueller privind posibile interferențe între campania sa electorală din 2016 și Rusia, într-un interviu difuzat ieri de CBS News, citată de agenția de presă Rador. Trump a insistat în cursul interviului că decizia în acest sens va fi luată de ministrul justiției. Echipa de robotică a Colegiului Militar Național Dimitrie Cantemir din Braza participă astăzi la First Tech Challenge, o competiție bazată pe inovație și creativitate care se află la a treia ediție. 8 elevi care formează echipa de robotică din Canro participă la competiția care se desfășoară la Școala Americană din București. La întâlnire, experimentații cantemiriști au posibilitatea să-și testeze roboturi pe care l-au pregătit pentru cel de-al treilea sezon al celebrei First Tech Challenge. Finala națională va avea loc în a treia decadă a lunii martie, iar primele 4 echipe vor pleca în Statele Unite ale Americii. Robotul a fost construit de elevi sub îndrumarea profesorului de informatică Sorin Mischie, cu piese și materiale obținute din sponsorizare. Se împlinesc astăzi 96 de ani de când a fost dat în folosință Palatul Cercului Militar Național din București. În anul 1911, sub impulsul decisiv al ministrului de război de la acea dată, au demarat lucrările pentru construcția Palatului Cercului Militar, proiectat în 1899 de arhitectul român Dimitrie Maimaroul. La 4 februarie 1923, în prezența regelui Ferdinand și a reginei Maria, a ministrului de război, generalul Gheorghe Mărdărescu, precum și a altor personalități militare, are loc inaugurarea oficială solemnă a Palatului Cercului Militar, eveniment semnificativ pentru Armata României întregite. În prezent, Palatul Cercului Militar Național găzduiește manifestări culturale, științifice și educativ-recreative, contribuind astfel la consolidarea legăturilor dintre militari și societatea românească. Un loc în parcarea Metrolex de la Străulești, în nord-vestul capitalei, costă de astăzi 50 de bani pe oră, tarif redus la jumătate față de cel stabilit la inaugurarea din toamna anului trecut. Parcarea de la Străulești are 660 de locuri, însă din cauza prețului vechi de 1 leu pe oră, parcau în medie doar 20 de mașini pe zi. În continuare, este în analiză și varianta unui abonament, totul pentru ca șoferii care vin în București să parcheze la Străulești și să-și continue drumul cu metroul, decongestionând astfel traficul din capitală. Și pentru mâine, meteorologii au transmis că temperaturile vor fi mai mari decât mediile climatologice normale, mai ales în sud și centru. Însă se anunță și ploi. Mercurul din termometre ajunge la maxim 8 grade în Moldova, 9 în Maramureș și în Crișana, 11 în Transilvania, 9 în Banat, 11 în Oltenia și Muntenia și 10 grade în Dobrogea. Temperatura în București va ajunge la 8 grade ziua și 2 grade noaptea. Acestea au fost ultimele știri ale zilei. Rămâneți la Vocea Armatei. Sunt Gabriela Ivan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi minunată. La revedere!